De când a fost înființată, în 1958, Școala Gimnazială de Artă Victor Carpis din Giurgiu a stabilit un nivel de performanță remarcat în viața artistică a țării și chiar a Europei. Vinerea trecută, la sediul școlii, a fost vernisată expoziția de grafică a tinerei Liana Bădălău, fostă absolventă a Școlii Giurgiuvene de Artă, astăzi studenta Universității de Arte București, secția de design obiect. Tema expoziției, Soarele și Luna, legendă populară, o scurtă prezentare a tinerei creatoare giurgiuvene, a fost făcută de fosta sa profesoară de la Giurgiu, Elena Cioclu. Am vernisat expoziția Lianei Bădălău, un nume sonor de elită a Școlii de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis, o fostă elevă care de-a lungul anilor a obținut un palmares bogat de medalii la concursuri naționale și internaționale, pe care am pregătit-o și a fost admisă la Liceul de Artă Nicolae Tonița din București printre primii. A terminat Liceul de Artă, a absolvit Liceul de Artă Nicolae Tonița. Tema expoziției a fost inspirată de o importantă lucrare susținută de giurgiuveancă la sfârșitul liceului, însă astăzi este văzută într-o variantă nouă. Am început să lucrez la ilustrațiile pentru această legendă populară în urma alegerii subiectului pentru atestatul meu de liceu. Am avut tema folclorul în contemporaneitate și am gândit să dau o tentă modernă acestei populare. Ilustrațiile sunt gravuri în agva fortă și agva tinta. Sunt lucrări realizate în două tehnici destul de dificile. Asta înseamnă gravură pe placă de zinc cu ajutorul unui vârf de oțel introdus în acid azotic, care se mai numește și apă tare, de unde și denumirea de agva fortă de la apă tare. Este foarte interesantă viziunea ei, pentru că sunt influențe atât din iconografia populară, dar vine și cu niște elemente moderne. La evenimentul de vinerea trecută a fost lansată și cartea cu același titlu. Vinerea viitoare, cu începere de la ora 16, Școala de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis organizează o nouă expoziție cu lucrările elevilor săi.